ghicești și călătorești cu Europa FM. Da, până la ghici și călătorești, trebuie să vă spunem, e foarte tare că Zaf n-are voce, că putem să-l tachinăm, îl tachinăm într-una, de azi dimineață râdem de el, îl luăm peste picior și asta nu poate să facă nimic, dă în cap ca cum dau cai, așa, știi? Mai dă câte un mesaj pe WhatsApp, zice, dar da, nu le citim. Exact. I-am dat reject de două ori când a sunat. Asta e. Ia zi-mă, ce mai faci? Zice că bine din semne. Ok. Între timp, să știi că primești sfaturi medicale non-stop pe mesaje, că nu știu dacă vezi. Te uiți la mine? Mesajele? Nu ți-am zis. Da. Cu tot felul. Domne, să facă gargară cu apă caldă și sare. Nu să face nimic, nu vrea. Să bea și-o. Mi-a făcut o poftă un ascultător de... E îndărădnic. Șodo. Mă. Nu știu, mă. Gălbenuș frecat cu zahăr și cu lapte cald. Îți faci? Îmi făcea bunica când eram, când era mic, cap. Mă dădeam bolnav ca să-mi facă vreo 3 pe zi. Și îmi zicea, dar nu mai pot să-ți dau ouă, că e periculos. Dar nu pot să mai crezi. Eu n-aveam nici pe dracu. Bine, eu eram obez când eram mic. În fine, să trecem mic la ghicești și călătorești. Au dat ieri ceva indicii, în speță vreo 3, le găsiți pe site-ul europafm.ro. Să vedem dacă sunteți la curent cu ce s-a stabilit ieri și începem cu Dragoș. Bună dimineața, Dragoș! Salut! Bună dimineața, băi! Ce bună faci, dimineața, Dragoș? În drum spre serviciu. Unde lucrezi tu? Nu s-a auzit. Mai zi o dată. În București. În București, am înțeles. Deci nu vrei să ne spui cu ce te ocupi? Cu ce te ocupi? Păi lucrez la un depozit de produse farmaceutice. Bun! Depozit de produse farmaceutice. Au crescut prețurile și la depozitele farmaceutice? Bineînțeles. Vai de situația noastră. Da. Zi, Dragoș, te-ai uitat pe site, știi ce s-a vorbit până acum ieri? Da, am fost atent și ieri. Atunci așteptăm să ne întrebi. Poate ghicești și iei tichetul de vacanță de 1000 de euro. Cum ar fi? Îți iei de toți banii în Urofen. Bun, zi, Dragoș. Tichetul de vacanță se află într-o localitate? Da. Da. Adică nu e pe câmp, da. O întrebare justă. Da. Nu e pe câmp, okay. Nu e... Da. Bun. Tichetul de vacanță se află cumva în Franța? Așa, eu aș mai încerca să mai elimin lucruri, nu, dacă o luăm țară cu țară, n-am făcut nimic, că sunt multe țări. Hai să dăm mână cu mână. Da, știi cum e, că fiecare se gândește la o locație anume, așa. Da, asta e la noroc, nu e la logică. Păi na, în faza asta a jocului depinzi mult de noroc. Da. Și tu n-ai avut noroc în dimineața asta, Dragoș, ne pare rău. Mulțumim foarte mult pentru intervenție, nu e în Franța tichetul. Baftă. Ia să vedem. Așa, Cecilia. Bună dimineața, Cecilia. Bună, Cecilia. Bună dimineața! Cecilia, la școală ți se spunea Cici? Da! Bravo! Da! Da! Elefantul Cici, care și-a pierdut cibicii. Asta nu știam. Foarte drăguț. Elefantul Cici. Da! Ia zi, Cici! Pulmea, că și eu tot la Franța mă gândeam, dar atunci o să vă întreb, să vorbești limba rusă? Ce, da! Deci dacă... Dacă e limba națională, limba rusă. Da. Dar de ce te-ai gândit la rusă? Adică ori Franța, ori Rusia, altă cale nu există. De ce te-ai gândit la Rusia? Cum ai făcut? Păi dacă Franța s-a dus, mă gândeam la Rusia. Coasta de Azur, acum mă duc la Ruș. Poate îți văd drone pe acolo. Dar răspunsul este negativ. Nu, este nu negativ, este o țară în care limba oficială este rusă, asta e întrebarea. Da. Deci am eliminat spațiul ex-sovietic. Nu, de ce? Păi da, spațiul ex-sovietic, nu, în țările baltice, limba oficială. Dar, de exemplu, în Belarus se vorbește... Belarusa. Serios? Cred că da. Eu cred că e tot rusă. Nu știu dacă limba oficială. Aș fi spus pas. Că nu știu exact care e limba oficială să fie, Belarusia. Hai că avem și pe Ioana. Bună, Ioana! Bună dimineața! Bună, Ioana! Ia, dregeți vocea un pic. Așa. Pentru tichetul de 1000 de euro. Și tu ești puțin răcită sau? Un pic de curent. Nu la curent. Asta curentul face numai răutăți. Curentul face ravage. În România. Deosebit. Ia spune, Ioana. De unde tichetul ne asculți? Se află în România. N-a mai fost întrebarea asta? De unde ne asculți tu, Ioana? Din Suceava. Din Suceava. Din Suceava. Frumos acolo. N-a mai fost. N-a mai fost. Dacă n-a mai fost, atunci răspunsul este?
Răspunsul este negativ. Deci, nu. Nu am România. Mai fost în... Mai variem și noi. Da. Am mai fost în România ultima oară. Deci astăzi am aflat că tichetul de vacanță este într-o localitate, nu este în Franța, nu este într-o țară în care limba oficială este rusa și nu este în România. Și toate aceste răspunsuri vor fi puse pe site. Unde le găsiți și pe cele de ieri, le puneți exact. Cap la cap și... și cu multă dibăcie și puțin noroc puteți câștiga 1000 de euro. Eu n-aș aborda așa, adică n-aș lua o țară cu țară cu țară cu țară. Știi, deocamdată. Aș găsi alte chestiuni de excludere, știi? Adică este o țară în care temperatura medie anuală este 21 de grade, de 21 de grade. Bele idei, bravo. Ceva de genul. Au transport comun. Trezește-te în fiecare zi a săptămânii cu deșteptarea la Europa FM.